Această emisiune este realizată cu sprijinul fundației Maurer for You. Dragilor, este duminică, ora 14, deci ne apropiem cu pași repes de a începe o nouă step by step. Deja am început și sunt toate curioasă cum va continua, pentru că subiectul de astăzi este tare interesant și cred că util nouă tuturor, indiferent de generația din care provenim sau de vârsta pe care o avem. Florina Marie este alături de mine și abia aștept să-și facă singur introducerea, pentru că este un subiect atât de important încât nu cred că mă pot apropia de calitatea lui cu o prezentare a mea. Bine ai venit, Florin! Salutare, Consuela, nu te mai minimiza. Întotdeauna... De fapt, am pasat castanele mele în curtea ta. Da. Bine ai venit. Păi, într-adevăr, este un subiect și important și curios și zic eu va fi și folositor. Și mai ales, eu cred că este un subiect foarte des întâlnit, ăsta. Eu am asistat de foarte multe ori la discuții între cupluri, fie în terapie sau așa, între prieteni, discuții în stânga, în dreapta, și am văzut că interesează pe oamenii subiectul ăsta, ce e mai important, atracția sau iubirea. Și pentru că am văzut că multă lume are subiectul ăsta în minte, sunt convins că sunt discuții, uneori frustrări pe care unii oameni le au în relații, am zis, hai bă să-l abordăm, să vedem ce o să iasă și cum putem să servim mai bine oamenilor. În primul rând, aș vrea să te întreb dacă există răspuns greșit la această întrebare, atracție fizică, sexuală sau iubire? Da, eu cred că ar fi un răspuns greșit și aș vrea să anticipez. Dar n-aș spune neapărat greșit, aș spune ineficient. Sau, dacă vrei, poți să-i spun și greșit, raportându-mă la scop. Dacă scopul tău este să ai o relație pe termen scurt, o relație așa de o noapte, să zic, sau o relație de săptămână, de o lună cu cineva, atunci există un răspuns. Atracția e cel mai important. Dacă pentru tine cel mai important este să ai o relație pe termen lung, atunci, din punctul meu de vedere, răspunsul este ambele. Oh. Păi, ambele, nu doar iubirea. Mă bucur că ai mușcat-o. M-ai surprins chiar și pe mine, dar plăcut. Da. Da, sunt foarte mulți oameni care consideră că pe termen lung ai nevoie doar de iubire, de, o să vorbim astăzi, o să începem să vorbim despre iubirea asta fileo, o să o definim, iar nu cred, eu nu cred chestia asta, eu cred că trebuie să fie ambele componente, și atracție și iubire. Deci, depinde despre ce obiectiv ai, ce obiectiv ai tu. Când vine vorba, dacă ai un obiectiv pe termen scurt, ți ajunge atracție. Dacă ai nevoie și... Dacă vrei să atingi un obiectiv, mă rog, o relație pe termen lung, eu cred că ai nevoie de ambele. Poți să supraviețuiești într-o relație și dacă există doar iubire, dar e doar, suntem prieteni, suntem vecini, colegi de apartament, ne înțelegem bine, dar cam atât. Lipsește o componentă normală, naturală, firească a ființei umane, și anume nevoia de sex, da? Sunt multe cupluri care dăinuiesc ani de zile, dar subiectul ăsta e agățat în cui, bă, e pentru alții, nu e pentru noi. Poți să ai o relație și pe termen lung fără asta, dar evident că sunt niște minusuri acolo. Și acum noi, sau eu aș vrea să mă adresez oamenilor care vor să aibă parte de cât mai multe ingrediente în viață. Dacă sunt cupluri care sunt interesate să aibă și stabilitate, iubire, să fie multă încredere, maturitate, echilibru, dar vor și pasiune și aventură și să ne simțim bine, să ne simțim ca la 20 de ani, nu, pentru aceștia este subiectul pe care îl începem astăzi.
Pentru că ne-ai spus deja că vei avea aproximativ 5 ediții în care vom dezbate acest subiect. 5, 6, plus, nu știu, minus, 7, asta voiam să spun. În funcție și de câte întrebări o să-mi pui tu și cum o să fie discuția noastră. Aș vrea să te întreb cum l-ai gândit, care sunt capitolele prin care ne vei plimba și până ne răspund vreau să le spun celor care ne urmăresc că acest subiect este în continuare a celui de acum aproximativ o lună sau două, când vorbeam despre tiparele sexuale. Practic ne întoarcem la această latură importantă a relației, sexualitatea, și vedem cum o putem îmbunătăți și cum putem să conștientizăm mai bine tot acest mezamplas care se întâmplă în cuplu. Da. Ca idee de bază, Consuela, vom merge pe o continuă paralelă între atracție, beneficii și dezavantaje, iubirea de beneficii și dezavantaje. Adică aș vrea să înțeleagă oamenii care sunt implicațiile faptului că există atracție fizică, atracție sexuală, la ce ne-ar... sau cu ce ne-ar dezavantaja ca să urmărim doar asta în relație, sau ca să fie asta mai important decât iubirea. Și în același timp aș vrea să ne uităm, să prezint și o perspectivă personală. Cum văd eu iubirea? De ce consider că este important să investim și în iubire? Pentru că eu consider că atracția, fac așa un fel de, dau niște spoilere, știu că unora nu le plac, dar aici nu suntem la filme, aici suntem la un curs, dacă pot să-i zic așa, și poate e bine să știu oamenii de la început. Consider că atracția apare, ai văzut, te-a plesnit, iubirea este ceva ce se construiește. Și cred că este necesar să înțelegem ambele perspective, de ce e necesar să fie împreună, astea două, cum ne ajută și cum poate să arate viața noastră dacă le avem pe ambele. Cam asta este ideea de bază. Și eu am plecat în subiectul ăsta de la o terapie, când a venit cineva la mine, o doamnă, nu era la 20 de ani ca să spui că la 20 de ani normal că își dorea treaba asta. Avea peste 40 de ani și era foarte, foarte supărată că simțea din partea, sau nu mai simțea din partea soțului acel zvâc, acei fluturi în stomac, nu mai simțea din partea lui că este nebunit după ea. Stai puțin, că mi-am notat undeva pe aici. Eu vreau să găsesc repede. Vrei să-ți spun eu? Spune. Cum? Vrei să-ți spun eu? Hai, poți să zici. Să se simte dorită, bărbatul ei să fie atras de ea pentru că nu poate altfel, ea să fie o slăbiciune pentru el, el să nu se poată stăpâni în prezența ei. Da. E o dorință normală? Da, asta era întrebarea ei. Băi, deci era chiar frământată. Foarte frământată era. E normal ca la vârsta mea, peste 40 de ani, Să nu mai fiu satisfăcută, mulțumită, împlinită doar cu faptul că simt iubire din partea lui, simt respect, simt apreciere. Avea o relație foarte bună. Oare e normal ca la vârsta asta eu să-mi doresc să mă mai simt așa irezistibilă? Nu mai am 20 de ani totuși. Și am mai avut încă o fată, aia era fată, da? Deci nu era adult, avea cred că vreo în jur de 20 ceva de ani, până în 22-23, care spunea că își dorește să facă sex cu partenerul ei, un sex romantic-agresiv. Și am întrebat un pic ce înseamnă pentru tine treaba asta și am înțeles din discuția pe care am avut-o cu ea exact lucrul ăsta, că romantic, agresiv este o combinație de vreau să mă simt dorită, vreau să văd că nu se poate abține în prezența mea, vreau să văd că devine un fel de aproape sălbatic în prezența mea pentru că sunt atât de irezistibilă, sunt atât de frumoasă, sunt atât de apetisantă încât nu se poate controla. Îl scot din minți. Mințile. Cum? Da, îl scot din minți.
Da, îl scot din minți. E... Deci când mă vede, tremură, să se piardă cu firea, să, nu știu, să fiu slăbiciunea lui. Cam aceeași idee ca și la prima. Și astea sunt două exemple foarte concrete când au exprimat pe față dorința asta și nevoia asta pe care o aveau. Dar sunt foarte multe persoane care trăiesc exact chestia asta. Bă, m-am săturat. Adică sunt unii care ajung să spună e plictiseală, e rutină, e, până înțelegem bine, dar nu mai e flacăra aia. Și când se referă la flacăra aia, fluturi în stomac, despre asta vorbesc oamenii. Că nu mai e să se uite la mine și să simt că mă electrocutează de sus până jos. S-a dus, aia a plecat. Mm. Și în contextul ăsta apare întrebarea, ce e mai important într-o relație? Atracția asta sau iubirea? Prietenia, siguranța. Atracția este asociată în mod special cu partea, doza asta de nebunie, de aventură. De pasiune. Da? Și iubirea este asociată cu, bine, pe lângă faptul că e prietenie, siguranță, încredere și așa, stabilitate, la unii este asociată și cu rutină, plictiseală, au trecut ani peste noi. Și zic eu că merită să abordăm subiectul ăsta, să vedem ce presupune fiecare din aceste condiții, din aceste stări. Și prima dată vreau să ne uităm puțin la partea de atracție, da, partea de atracție fizică, atracția chimică. Și aș vrea să mă folosesc de ce am învățat noi de mulți ani, anume faptul că există mai multe tipuri de iubire. Și este iubirea Eros. Și când vorbim despre iubirea Eros, de fapt, despre asta este, e pasiunea asta, e atracția fizică, chimică dintre noi, este iubirea carnală, adică vezi și ochii spun îmi place. Uh-huh. E frumos, e frumoasă. Aici avem de-a face, de fapt, cu dragostea aia la prima vedere. Când oamenii zic că e dragoste la prima vedere, la asta se referă. N-are cum să fie iubire la prima vedere. E aia, iubirea aia care se construiește, despre care să vorbim mai încolo. E atracție la prima vedere, numai că lumea nu știe să zică în felul ăsta și zic dragoste. Nu e dragoste. E atracție la prima vedere și da, în asta cred. Adică poate să te trăsnească uneori numai că îl vezi de la spate și îl vezi din profil și nu trebuie să vezi tot ceva și să zici este exact ceea ce vreau, ce îmi place. Și chestia asta vine neprogramat, dar nimeni nu stă hai să-mi placă de X. Nu se întâmplă treaba asta. Și aici când vorbim despre dragostea Eros, noi vorbim despre dragostea asta sau, mă rog, atracția asta fizică în urma căreia se eliberează foarte multă dopamină. Asta e important de știut, că o să tot revenim, da? De ce? Pentru că îndrăgostirea asta sau atracția asta fizică, deci atracția fizică este este o îndrăgostire, nu e iubire, este îndrăgostire. Mi s-a tăiat respirația. Momentele astea sunt comparate cu, se știe deja, cu atunci când ești pe droguri. Adică simptomele pe care un om le trăiește când e drogat sunt similare cu simptomele când om este super, super atras de cineva, când e nebunit la nivel fizic, chimic, de cineva. Doar că diferența este că în situația drogurilor tu aduci în corpul tău dopamină sau se eliberează în corpul tău dopamină pentru că tu ai ingerat niște substanțe, iar în situația asta este că tu sau în corpul tău se eliberează dopamină în mod natural. Doar ai ingerat pe cel pe care l-ai văzut. Ochii te ajută să trăiești în corpul tău sau să se elibereze în corpul tău foarte multă dopamină, da? Deci asta este iubirea asta pasională, carnală, fizică. Când
Pur și simplu se eliberează în corpul nostru doza asta mare de dopamină, care ne face să fim dependenți de ea. Uh-huh. Dependența nu apare când folosești o dată pe lună, o dată la 3 luni ceva, ci când se întâmplă zilnic. Și de asta spun îndrăgostiții că numai la ea mă gândesc, sau numai la el, nu mai pot trăi fără el. Nu știu, orice miros mi-aduce aminte de tine, muzica mi-aduce aminte de tine. Deci, practic, ai stat câteva zile, că nu-ți trebuie luni de zile să stai cu cineva. Deci când te trăsnește dragostea asta, sunt suficiente 2, 3, 4 zile, că după aia ești... Cam fiecare cred că știe despre ce vorbesc, da? Așa sperăm. Da. Ce e important de menționat când vine vorba de iubirea asta eros, iubirea pasională, iubirea care se referă doar la fizic, este că în momentul ăsta ți se anulează chiar și partea de rațiune. E pe bune când spunem că cineva și-a pierdut mințile. Asta înseamnă că chiar funcțiile cortexului prefrontal sunt cam anihilate. Când dă dragostea în tine, dragostea asta erotică, e... Da, de asta se și spune că a nebunit omul ăsta. Adică sunt unii oameni care în aceste momente, când e super, super, super îndrăgostit, super atras de cineva, își pune în pericol, sunt clare exemplele astea, sunt oameni care și-au pus în pericol toată existența. Unii au fost în stare pentru o amantă sau pentru un amant să-și piardă jobul, să-și piardă imaginea publică pe care și-a construit-o un an de zile, să-și piardă banii, să-și piardă orice. Că îți dai seama, la unii oameni, fiind prinși într-o aventură cu cineva, putea să le fie periclitată întreaga existență. Adică, na, să piardă bani, statut, imagine și așa mai departe. Și se știe deja, poate unii dintre noi au și trăit treaba asta, de exemplu, tatăl meu. Pentru tatăl meu n-a contat că avea 4 copii acasă, că maică-mea nu lucra. El a găsit-o pe una, vindea lucruri de acasă, să-i dea ăleia bani, să o ducă, să o plimbe, pe nu știu, de noi n-aveam ce mânca acasă, dar el se simțea bine. Și știm foarte multe cazuri de genul ăsta, când și-au lăsat bărbații în general, și-au lăsat copii mulți acasă, 3, 4, 5 copii, că a găsit el una frumușică, tinerică sau mai știu eu cum, nici nu neapărat frumușică, o să vorbim despre asta, nu neapărat trebuie să fie frumușică, trebuie să știe să ia mințile, și-a plecat și bun dus a fost. Și nu s-a mai întors. Și ce vreau să spun este că e important de măcar să conștientizăm lucrurile astea. Deci când te îndrăgostești, și nu neapărat... Da, hai să o punem așa. Când te îndrăgostești, da? Când ești la începutul unei relații, dar nu doar. Și acum, când vorbești de începutul unei relații, vorbești de relația cu actualul partener, atunci așa ai fost, dar și la orice relație pe care o începi cu... un viitor, deci cu următorul partener sau o relație pe care începi cu un amant, cu o amantă. Da? Cam tot scenariul ăsta este. Sau când ești într-o relație actuală și treci prin acea jumătate de zi, o zi, două, trei, toți știm că sunt perioade și perioade. Când ești mai centrat, concentrat pe relația fizică sau când ești concentrat mai mult pe relația asta emoțională, pe iubire, pe prietenie, pe obiective, pe altceva. Ai și perioade și perioade. No. În perioada asta când mintea unui om este pe iubirea erotică, pe iubirea eros, e foarte important să măcar să știm teoria, că poate ne aducem aminte de ea în momentele alea. Ne pierdem mințile, adică funcțiile cortexului se cam anulează. Adică intrăm pe pilot automat, intrăm pe setările creierului limbic, pe setările astea, acum că vorbim în contextul ăsta, o să folosesc un cuvânt care nu place unora, pe setările animalice. Uh-huh. Și nenorocirea știi care este? Sau ar fi? Când tu, în aceste momente, iei niște decizii foarte importante pentru viața ta. Decizia de a te căsători. Deci dacă tu în momentul ăsta, când ești
invadat efectiv de toți hormonii ăștia și tu n-ai timp să stai așezat, să gândești lucrurile, să le analizezi, să vezi cu plusuri și minusuri, să vezi, băi, există compatibilitate și la nivel de principii, și la nivel de valori, și la nivel de aia, și la nivel de cealaltă, și tu iei o decizie de a te căsători și mai ești imatur, că la 20, acum nu se mai căsătoresc ăștia la 20 de ani, dar ca idee vorbim, da? Dacă tu mai ești imatur din punct de vedere biologic și mai ești și îmbâxit de toți hormonii ăștia, clocotește dopamina în tine, ăla nu e moment să iei decizia de căsătorie. Ăla nu e momentul. Trebuie să mai lași un pic, să mai treacă timpul, să se mai potolească lucrurile și după aia decizi dacă te căsătorești. Nu după 2 luni, după ce l-ai cunoscut sau ai cunoscut-o, ăsta-i, gata, renunți la facultate, renunți la tot, îți bași picioarele peste tot, că tu vrei să fii acolo. Liniștește-te, potolește-te. De asemenea, tot în momentele astea de îndrăgostire nebună, nu e cazul să semnezi contracte. Da, nu e momentul să stabilești, să iei decizii de astea. Vând casa, schimb jobul, nu știu, plec din oraș, pentru că unii până acolo merg. O întâlnește pe una pe nu știu unde, schimbă jobul, își vinde casa, face orice numai să fie cu ea. Renunță la facultate alții. Ce facultate? Bă, tu ai vrut 10 ani de zile să dai la facultate respectivă, dar când ai întâlnit-o pe ea sau pe el, ai spus, pentru că el e în altă parte, tu ce zici? Nu mai mă duc la facultate, nu mai fac aia, că vreau să fiu cu el. Astea nu sunt momente când se iei decizii importante. Asta încerc să spun. Pentru că alea sunt niște decizii luate sub... Tot îmi vine să spun cuvântul ăsta, nu-mi place, imperiul... Mă rog, ești drogat, pur și simplu, nu ești în toate facultățile tale mentale și după aia e posibil să regresi pe viață. E posibil. Deci, aici când vorbim despre prima parte, primul fel de iubire, este iubirea aia când îți vine să spui, mă nebunește. Și cum arată, și cum miroase, și cum merge, și cum respiră, și cum mănâncă, și îmi place totul la el. Știi? Ideea asta de îmi place totul, n-am nimic de reproșat? Nu. Când tu ajungi, asta e un alt indicator că deja ești foarte polarizat. Când nu vezi lucrurile echilibrat. Când ajungi să spui că îmi place totul la el și tolerezi, sau la ea, bine, da? Tolerezi totul, nu mă deranjează nimic. Poate să facă orice, poate să vorbească orice, și că plescăie, și că mai miroase un pic, asta nu contează, astea trec, când există iubire, treci peste toate. Spui lucrurile astea în momentul în care tu ești invadat efectiv de toți hormoni, în special de hormonul ăsta, de dopamină. E clar că tu atunci vezi lucrurile incomplet, zimi. Ce să zic, eu te ascult cu foarte mult, drag, îmi trec incredibil de multe idei prin minte. Zi, ce îți place. Păi în prima fază m-am gândit dacă ar fi util să facem o paralelă cum se îndrăgosesc femeile și cum se îndrăgosesc bărbații, că poate se întâmplă ceva aici. Apoi m-am gândit, măi, dar dacă nu simte acești mulți fluturi în stomac de la momentul zero în care l-am întâlnit, mai avem vreo șansă să-l descoperim pe parcursul relației, având în vedere că foarte multe alte lucruri poate funcționează minunat între noi. Apoi m-am plimbat în zona cealaltă. Sunt chestii pe care le fac doar bărbații sau doar femeile atunci când se îndrăgostesc? Deci da, multe întrebări pe care mi le-ai dat. Hai să le luăm pe rând. Și mai este o întrebare, că mi-ai precizat de această poveste cu căsătoria în primele luni de relație, când toți hormonii ne inundă practic organismul și inclusiv creierul. Avem o dată, avem un termen limite pentru această îndrăgostire cu fluturi în stomac, unde ar trebui să ne ținem departe de aceste decizii importante? Cum facem testul ăla că sunt acum echilibrat? Și capabil să iau decizii foarte importante. Foarte bună întrebarea. Zic că cei mai deștepți decât noi, că undeva între 2 și 3 ani durează momentul ăsta. Acum vorbim strict de cei care intră într-o relație, da? Uh-huh. Cam în primii 2-3 ani de zile se cam potolesc lucrurile, se cam potolesc apele. Asta nu înseamnă că tu nu poți să te gândești în ăștia 2 ani de zile dacă te căsătorești sau nu cu cineva, dacă faci casă sau nu. Ce vreau să zic eu este că în aștia 2 ani de zile să nu bați lucrurile în cuie, să nu iei decizii iremediabile,
Poți să-ți propui, băi, și după o lună de zile poți să-ți zici vreau să fiu cu persoana asta, că îmi place. Uh-huh. Dar dacă spui vreau să fiu, indiferent de ce zic ceilalți, de, indiferent de orice, atunci e o problemă. Deci încearcă să deci cel care este în situația asta trebuie să încerce să vadă cât de rațional, cât de obiectiv este. Hai să dau niște exemple de așa, nu, așa, da, ca să fie mai clar oamenilor. Când ajungi să spui că, sau când ajungi să vezi doar lucrurile pozitive de la el, uh-huh, sau de la ea. Când nu vezi niciun defect sau dacă vezi vreun defect, ți se pare că hai că nu e așa grav. Păi tu nu vezi că bea, e un alcoolic, se târăște prin club seara sau pe nu știu unde. Nu, aia să că-i trece lui. Asta e o perioadă. Bă, nu-l vezi că înjură, nu-l vezi că vorbește urât, nu-l vezi că nu-i disciplinat, nu-l vezi că... Hai că astea sunt lucruri minore. Dacă noi ne iubim, o să trecem peste astea. Dacă ai tendința să găsești scuze, nu, în primul rând, să minimizezi defectele sau slăbiciunile sau dependențele respective, dacă ai tendința să găsești scuze pentru ele, să spui săracul sau săraca, a fost și el traumatizat în viață. Părinții ăia, alcoolici, cum mai știu cum au fost... E normal să se poarte așa, și dacă vorbește urât, dar din cauza părinților vorbește așa. Când începi să cauți scuze comportamentelor agresive, ăsta e un alt semn că tu ești acolo polarizat. Uh-huh. Când ajungi să renunți la lucruri foarte importante pentru tine. Băi, până atunci, tu aveai un vis, aveai o direcție, aveai ceva de urmat în viață, ai întâlnit-o pe ea sau pe el și totul se anulează. Nu mai contează nimic pentru tine. Gata, renunț la școală, renunț la job, renunț la familie, renunț la toată lumea. Mă, ăla e un alt semn, nu e obligatoriu, dar este un alt semn că tu ești cumva pe un teren minat. Ești pe punctul să faci nu știu ce greșeală. După aia, vine toată lumea vin foarte mulți oameni din cei în care tu ai avut încredere până atunci în viață și îți spun... Hei, Consuela, ăsta e un pic dereglat, să știi că nu-i sănătos, l-am văzut noi și toată lumea îți spune treaba asta. Hai că vi se pare vouă, ce că el așa mai pasional, așa el mai vocal, dar nu e sănătos, bă, nu e sănătos. Are ceva, o doagă lipsă, cum se zice. Și oamenii în care tu ai avut încredere de-a lungul vieții și cu care te-ai sfătuit și ți-au câștigat cumva încrederea și ai văzut că bă, chiar gândesc destul de sănătos, de echilibrat, mm-hmm, în viață, dintr-o dată îi pui pe toți pe pauză. Eu nu zic că trebuie să ții neapărat cont de ei, de măcar încearcă să analizezi ce spun ei, o fi adevărat sau nu o fi. Dar pentru că tu te-ai agățat atât de tare de el, din start tu ignori toate evidențele, toate argumentele, tot ceea ce vine din exterior și tot ce vezi la el. Deci nu mai ții, tu, practic, ideea este, tu l-ai văzut, ți-a plăcut... Și asta e tot ce a contat. Nu mai vezi nimic, nu mai auzi nimic din stânga, din dreapta, tu știi un singur lucru. Vreau să fiu cu el. Când ajungi în punctul ăsta, că doar asta vezi, doar asta miroși, doar asta gândești, doar asta visezi, doar asta trăiești, acolo e clar că tu ești polarizat. De asemenea, când tu nu reușești să-i vezi minusurile acelui om, când tu nu reușești să vezi minusurile relației, când tu vezi totul doar în roz, doar prin lentilele astea roz, acolo este o polarizare în direcția pozitivă și o să te trântească rău de toți pereții viața când o să descoperi și polul opus. Ne recomanzi să trăim această perioadă roz cu foarte mulți fluturi, foarte multe curcube și unicorni sau ne recomanzi să ne așezăm cu picioarele pe pământ din primele zile, primele săptămâni pentru a ne conecta la realitate? Pentru că totul ne-a învățat că fiecare situație are plusuri și minusuri. Luăm toate plusurile din această situație în care ne aflăm acum, știind că are o durată limită de viață, pentru că așa e cumva natural, probabil, restul înseamnă efort, sau ne recomand să o scurtăm cât mai mult pentru a ne deschide ochii și a observa lucrurile cu adevărat, pentru a nu pierde timp? Recomandarea mea este... Să te bucuri de viață în timp ce tu conștientizezi și minusurile vieții. Uh-huh. Uite, dau exemplu pe care l-am dat data trecută cu motorul. Eu mă duc cu motorul în pădure. Din start, eu când mi-am cumpărat motor și după aia de câte ori mă duc, eu conștientizez că există riscul.
de urs, riscul de accident, riscul să plouă, riscul să mă murdăresc, riscul... Sunt multe minusuri ale acestui sport. Eu le conștientizez. Dacă mi se întâmplă, pe mine nu mă iau prin surprindere, n-ajung la dezamăgire. Ah, nu m-am așteptat să mă stropească. Mă stropesc, frate, ajung în pădure, prin noroaie, prin mlaștini. E clar că nu că mă stropește. Uneori din cap până în picioare, ajungi câteodată, nu de multe ori, dar câteodată se întâmplă că iei câte o trântă în dita mai noroiul sau în câte un pârâu din ăla, de fleașcă, ies de sus până jos. Nu mă ia prin surprindere treaba asta. Pentru că eu am anticipat-o, am văzut-o și am luat-o în calcul. Dar în același timp, eu nu stau stresat, o să mă stropească, poate o să cad, poate nu. Mă bucur de tot ce înseamnă sportul ăsta, dar eu sunt conștient de minusuri, încât când mi se întâmplă nu mă mai șochează. De ce e important să nu mă șocheze? Că dacă pe mine m-ar șoca, poate ajung să mă deranjez atât de tare încât eu nu o să mai practic sportul respectiv. La fel și în relație. Eu intru în relație cu cineva, văd și minusurile acelei persoane, pentru că toți oamenii suntem și îngeri și demoni, și parte de lumină și parte de întuneric. Aleg în mod intenționat să-i văd partea asta de lumină, pentru că asta mă atrage, dar vreau să-i văd și partea de întuneric, încât când se va comporta fata asta așa, întunecoasă, că o să greșească, o să se comporte și cum mie nu mi-ar plăcea, pentru că e om. Și dacă eu știu că ea nu e doar înger, ci din când în când mai face câte o chestie care o să mă deranjeze, când ea o să facă lucrurile alea, nu o să fiu șocat. Nu o să fiu... Cum de-a putut să fac așa ceva? Nenorocita. Nu. Eu deja știam, e om. Face și ea, mai fac și eu. Important este să nu fie cu regularitate, cu intensitate, intenționate comportamentele astea negative. Nu. Și în cazul ăsta eu pot să continui să duc relația. Deci în timp ce mă bucur de, sau în timp ce conștientizez minusurile relației, eu mă pot bucura de relația aia cumva curat, conștient. Nu sunt, hai să folosesc un termen pe care îl folosesc mulți oameni, nu sunt aburit. Nu mă mint singur. Asta este o îngeriță. Bă, cum e asta? Nu e nicio fată de pe pământ. Nu. Are niște trăsături foarte faine, cu care rezonez foarte mult. Da, există chimia asta între noi, există multe potriviri, dar în același timp sunt și niște dezavantaje în relația asta. Vreau să le văd, dar faptul că văd dezavantajele alea nu mă descurajează. Nu mă fac să nu mai iubesc pe fata asta, ci doar o văd în întregime, o văd complet. Astfel încât să-i dau voie să fie cum este, fără să fiu șocat, fără să fiu surprins, fără să fiu... Cum de-a putut să fac așa ceva? Și a bătut joc de mine. Atunci s-a rupt relația. Da? Deci, ca răspuns simplu și scurt la întrebarea ta, unii oameni când aud că noi trebuie să ne... să vedem și minusurile și plusurile, exact întrebarea pe care te-ai pus-o e întrebarea pe care și-o pun foarte mulți oameni. Înseamnă că nu o să mă mai bucur de viață, nu o să mă mai bucur de oameni, nu o să mă mai bucur de situație. Ba da, ne bucurăm în continuare. Dar în același timp noi suntem conștienți și de partea cealaltă. Și asta este poate o bucurie un pic estompată, poate un pic, nu neapărat, dar este o iubire care nu mă predispune la surprize de-asta neplăcute. Că să fiu șocat și să zic, dacă și asta face așa ceva, e clar. Bun. Mai aveai ceva întrebări? Întrebări pe aici. Mă macină o întrebare și pentru că știu că tu ești foarte vulnerabil și sincer cu noi, îndrăznesc să-ți adresez, iar tu răspunzi exact așa cum simți sau dacă dorești. Bine. Este Oana, femeia de care ai fost puternic, ai simțit cea mai puternică atracție fizică? Oana, fiind soția ta. Da. Da, Oana și soția ta sau da, ai simțit că trăia cea mai mare atracție fizică? Am înțeles întrebarea. Da. Știi cum s-a întâmplat? Când a venit Oana la școală, când noi ne-am cunoscut la Brăila, și când a venit ea la școală, eu n-am avut ochi pentru ea, pentru că fix în același an, odată cu ea, eu eram cu un an mai mare decât ea la școală, fix în același an
A venit o altă fată pe care eu o știam și... bine, nu vorbisem cu fata aia, nu eram iubiți, eram doar, cred că de vreo 2-3 ori ne-am văzut, mai mult de 3 ori nu ne-am văzut până atunci. Și mie mi-a rămas gândul la ea, era din altă localitate, nici prin cap, și atunci nu era cum e acum, să ne scriem toată ziua. Și ne-am văzut, nici cred că de 2 ori, cred că numai de 2 ori ne-am văzut, în niște contexte în care am vorbit foarte scurt. Mie mi-a rămas mintea la ea și mă tot gândeam cum să aflu eu detalii despre ea, unde stă, să încep o discuție, că atunci nu era atât de simplu ca acum. Și ideea este că ea a venit la școală, fix odată cu Ana, și eu când am văzut-o pe fata respectivă am zis, wow, mi-a adus-o Dumnezeu. Și așa cum m-am învățat eu... să fiu, eu când am avut ochi pentru o fată, n-am mai avut ochi pentru alte fete. Și câteva săptămâni, nu știu, câte săptămâni, eu am încercat să o cuceresc pe fata respectivă. Și dai seama că în acel moment, celelalte fete erau frumoase, erau cum erau, dar nu stătea capul la niciuna, să zici, să mă las electrizat, străpuns în sufletul meu, de niciuna. Și după ce, a fost o scenă, adică am primit un răspuns cam direct de la fata asta, ei îi plăceau băieții înstăriți, băieții cu bani, cu mașini, cu de toate, nu fraierii din ăștia care voiau să devină pastori. Și atunci a trebuit să spun stop acestei fantezii pe care eu am avut-o cu fata asta, că o să fiu cu ea și ce viață faină o să avem. Și atunci, da, am început, adică atunci abia atunci am văzut-o și pe Oana. Și, na. Asta, vezi, uite, plusuri și minusuri ale faptului că ești într-un anumit fel. Eu așa m-am construit să o văd doar pe fata cu care eram. Dar după aia, dai seama că a fost ce a trebuit acolo. Da. Îmi plac și răspunsurile tale și îmi place că tu răspunzi și prin multă gestică. Și înțelegi mai ușor mesajul, nu de alta. Da. Mă uitam în scriptul de la tine și observam că aici ai trecut o propoziție care m-a măcinat puțin. Dacă nu ai deloc, este foarte dificil de a o crea. Măi, natura vorbește de mult încât ne dă această variantă de la începutul primei priviri, nu ne lasă să o construim ulterior, fie că este vorba, nu știu, poate de o schimbare de coafiură, că tot vorbim despre fizic, sau de, nu știu, poate slăbit în greutate. Păi, aici eu aș da aș merge în două direcții, sunt două posibilități. Este prima posibilitate, sau prima situație, în care o vezi, te uiți la ea, intenționezi ceva cu persoana respectivă, dar nu există nimic, nu există nicio scânteie. Dar tu ai vrea să fie, pentru că te înțelegi bine cu ea și pentru că, nu știu, faci parte din același context sau pentru că, nu știu, sunt niște motive care ar mai fi pe lângă asta și tu ai zis, aș vrea să fiu cu fata asta sau cu băiatul ăsta. Ne înțelegem bine, suntem prieteni buni și vreau să fie și scânteia aia. Și nu e. Mă, dacă nu e și tu ai vrut să fie, nu este imposibil, dar e mai greu. Să ajungi să fii nebunit, să fii atras, să zici, fără omul ăsta nu poți să trăiești, dar mă refer așa din punct de vedere fizic. În schimb, există și a doua variantă, care nu știam că o să mă întrebe asta, cea în care am fost eu cu Ana. Eu n-am văzut-o și n-am fost atras de ea pentru că mintea mea era setată pe altceva în acea perioadă, iar eu, orice fată ar fi venit în perioada aia și au venit, îți dai seama, noi eram acolo la școala sanitară, chiar erau zeci de fete. Ce zeci de fete? Erau, cred că erau pe vremea aia peste 250 de studenți, din care băieți, nu știu dacă ne strângeam 50 de băieți. Deci vreo 200 de fete sigur erau atunci.
Și dai seama că din toate fetele alea, majoritatea erau de aceeași vârstă cu noi. Bă, sute de fete să le vezi zi de zi. Deci aveai de unde să alegi. No. Și asta a fost situația mea. Eu m-am setat pe una și n-am văzut-o pe Oana pentru că mintea mea era deja în altă direcție. Și în situația asta se poate să, prin simplu fapt că îți schimbi focusul, pui lupa pe altă persoană, începi să o vezi și altfel. Mai sunt cazurile în care unii au fost prieteni din copilărie și nu s-au uitat unul la altul ca la un posibil iubit. Ei erau să jucau, erau prieteni și la un moment dat ceva s-a întâmplat, o scânteie, încât, bă, chiar cum ar fi să fie asta iubita mea? Și într-o dată zici că a văzut-o cu alți ochi. Se întâmplă și lucrurile astea. Sau, da, cam asta este situația. E posibil să nu fii atras de cineva pentru că tu ai avut altă preocupare, alt obiectiv. Erai cu, să dai la facultate, să obții un job. Poate erai într-o depresie, poate erai într-o anumită stare în care nu ți era ție natural, firesc, să vezi, să te uiți, să te îndrăgostești. Tu erai preocupat de altceva, că era o chestie super pozitivă, un obiectiv, o durere, o suferință, un eșec, o traumă, ceva. Și tu n-aveai ochi pentru o altă chestie. Și ea a stat în prezența ta, persoana aia, a stat în prezența ta zile, săptămâni și n-ai văzut-o, dar nu din cauza că nu exista ceva între voi. Uh-huh. N-ai văzut-o pentru că tu erai într-o altă parte, cu mintea, cu cine erai. Și în cazul ăsta, da, eu cred că rezolvându-se ceea ce te făcea să nu o vezi pe persoana asta, atunci poate să se declanșeze scânteia asta. Sau mai există și cazul în care intri într-o relație cu cineva și nu te străfulgeră. Mm-hmm. Cred că așa se zice, nu? Da. Da, cred că prima dată te poate atrage compatibilitate la nivel de principii, la nivel de valori, hobby-uri și pe parcurs ce construiești relația cu persoana asta, poate să ajungă relația și și atracția fizică să fie una foarte puternică, pentru că văzând multe compatibilități, poți să ajungi să-l vezi mai frumos. Pentru că, cum spune vorba aia? Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Mm-hmm. Și cred că uneori se mai întâmplă și treaba asta. Să apară prima dată relația bună, o comunicare bună, Să vezi în celălalt niște trăsături, niște calități, bunătate, empatie și așa mai departe, și ușor, ușor să apară și atracția fizică, care să fie una foarte puternică în timp. Pentru că în timp ce tu îl descoperi pe omul respectiv, tu mai lucrezi și cu tine, că mai ai și tu gâlmele tale și cum mai ai și tu, și ușor, ușor se întâmplă vindecarea ta cu descoperirea celuilalt partener și ajungi să-l vezi într-o lumină, wow, ce frumos e omul ăsta. Și nu știu dacă ai trăit și tu chestia asta, cred că ai trăit-o și tu și toți am trăit-o, unii oameni frumoși fizic, pentru că frumusețea se știe, da, că este subiectivă, dar unii oameni pe care tu i-ai perceput ca fiind frumoși din punct de vedere fizic, din cauza comportamentelor negative, ai început să-i vezi urâți. Mm-hmm. Sau nu neapărat urâți, dar să te uiți la ei să zici, bă, parcă nici nu mai e așa frumos cum era. În schimb, unii oameni, datorită comportamentelor pozitive, chiar dacă nu sunt atât de arătoși fizic, bă, te atrag foarte mult. Dar mă refer și fizic, îți transmit așa energia aia de ce fain sunt și dacă stai și le analizezi în detaliu, el frumos fizic, așa după standardele tale, nu e. Dar datorită atitudinii, datorită comportamentelor, datorită felului în care el își trăiește viața, cum știe să se poarte, să se arate, să se ducă pe sine în viață, zici că, băi, îl vezi și mai frumos. Așadar, cred că se întâmplă și situații de genul ăsta. Apropo de povestea asta, mi s-a dus o lungă perioadă vestea că sunt o femeie atrasă de bărbați urâți. Ei nu erau urâți, dar aveau niște trăsături foarte faine.
Eu sunt atrasă de chestii mici, gen dinți așezați, fain, curați, mânuțe frumoase, urechea, deci pe mine, din profil, apropo de... spate. Vai de capul meu, dar nu să fie pe spate. Zona asta de ureche cu gât mă consider atât sensibilă și delicată, încât efectiv urmăresc zona asta la bărbați, pentru că mă simt că mă conectez emoțional cu ei. Sună poate ciudat, dar eu așa funcționez. Și nu erau urâți. Doar că poate în standardele unora nu erau top. Și cum oamenii în general, cei care mă iubesc, mă consideră pe mine top, cumva ei pierdeau în această balanță. Nu era un calcul corect, în schimb. Nu știu cât timp mai avem, ca să știu dacă trecem la iubire sau mai rămânem puțin pe, deci, pe din, partea din ce aceasta. Știu eu, când mă uit la ceas, s-a terminat timpul. mi se comunică că mai avem doar 2 minute, deci ar trebui să ne luăm la revedere. Vrei să ne oferi o scurtă concluzie a ce am discutat până acum și ce urmează până la viitoare? Bun. Deci, suntem la subiectul în care ne întrebăm dacă este mai important într-o relație atracția sau iubirea. Atracția fizică sau iubirea eros, cea pasională, senzuală, ce are de-a face cu partea erotică, sau iubirea care pentru unii e ceva foarte complex, iar pentru unii e prietenie, plictiseală. Și am discutat astăzi despre faptul că partea asta, sau iubirea asta eros, iubirea erotică, este ceva cu care este un impuls sexual, este ceva cu care ne naștem, este o atracție care în foarte multe cazuri apare instantaneu, nu în toate cazurile, după cum spuneam, datorită întrebărilor tale, am clarificat că uneori apare după un timp, când începi să vezi, când începi să te uiți, să te preocupi. Și atunci, descoperind ceva din interior, ajuns să fie atras și de exterior. Și ce e important de știut, că în perioada asta, când ne ia valul, când suntem drogați în mod natural, ar fi bine să conștientizăm că mintea noastră, rațiunea noastră e un pic pusă pe pauză și ar fi bine să nu luăm decizii foarte importante în viața noastră, că după aia s-ar putea să le regretăm. Era o vorbă, nu fă promisiuni când ești bucuros și nu lua decizii când ești supărat. Cam asta era. Dar ideea este aceeași. Asigură-te că ești obiectiv atunci când ești cu picioarele pe pământ, treaz, da? Nu beat de dragoste, ci ești treaz atunci când ești niște decizii. În mare, cam asta este. Iubirea erotică are de-a face cu partea fizică și e ceva instinctiv, ceva cu care ne naștem. Și o să mai vorbim noi despre treaba asta, partea asta animalică din noi, pentru că vreau să pun în contrast cu iubirea, care e ceva ce se construiește, ceva ce se intenționează. Și în felul ăsta vreau să arăt totuși că există o prioritate între iubire și atracție, deși eu am zis că ambele sunt necesare în relație, totuși, anticipez ce urmează să zic, eu îi dau mai mult credit iubirii. Deși și atracția are rolul ei, totuși dacă ar fi să vorbim de un procent de 100%, poate aș merge un 60-70% pe iubire și un 30-40% pe partea de atracție fizică. Astfel încât, și atenție, vorbesc despre o relație pe termen lung, că la aia ne referim. Dacă vorbim de aventuri, cum unii obișnuiesc de o zi sau o săptămână, o lună, subiectul s-ar discuta cu totul altfel. Îți mulțumesc foarte mult! Și cred că la final de emisiune aș dori să fac o mărturisire. După fiecare ediție cu tine, pe lângă faptul că mi-apar foarte multe task-uri de îndeplinit eu cu mine, am așa un impuls de a-mi suna prietenul și de a-i spune cât de mult îl iubesc. Nu toate conversațiile noastre au fost pe pozitiv, au fost și pe negativ de-a lungul timpului și identificam lucruri dureroase sau așa, dar mi se pare că ai acest dar de a echilibra lucrurile frumos în emisiune, astfel încât atunci când plec de aici să mă duc cu toată deschiderea și cu dorința de a continua relația, în niciun caz să o îngrop. Sunt curioasă ce simt cei care ne urmăresc și tare mult mi-aș dori să ne scriem un feedback în ce fel vă ajutăm la cântărirea relației voastre, cam unde se duce talerul, în care parte a celor două, plus sau minus. Sau ce decizii importante a stat în ultima vreme urmărindu-ne. Florin, duminica viitoare la aceeași oră 14 ne vom reîntâlni pentru a continua această superbă călătorie de care avem nevoie cu toții și cum place mie să spun, indiferent de vârstă și statut.
Vă exact. Dorim o după-amiază frumoasă și abia aștept să aflu răspunsurile voastre. Nu uitați să ne scrii. La revedere! Această emisiune a fost realizată cu sprijinul Fundației Maurer for You.